lovituri pentru Marian Vanghelie, din partea judecătorilor. Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, se luptă în instant în mai multe dosare. Vanghelie a încercat în mai multe rânduri să scape de controlul judiciar, dar nu a reușit. Magistraii de la Curtea de Apel București au decis că fostul primar al sectorului 5 rămâne sub control judiciar. În acest dosar, Vanghelie a fost trimis în judecat de către procurori în anul 2015, pentru luare de mit, abuzând serviciului și spălare de bani, fapte care ar fi fost comise pe vremea când era edil. Potrivit DNA, în perioada 2006-2014, Marian Vanghelie ar fi cerut și primit de la un om de afaceri peste 30 milioane euro, reprezentând un comision de 20% din valoarea contractelor de oferite de primărie firmelor controlate de afaceriști.